Așadar, după cum probabil ați aflat deja, Dima tocmai a fost eliminat din competiția Mireasa. Practic, a fost descalificat după toate acele amenințări pe care el le-a făcut în ultima perioadă, cumva împotriva staffului. Se pare că decizia a fost una foarte tranșantă, așa că nu există cale de întoarcere pentru el. Din păcate pentru Sabrina, aceasta rămâne în continuare singură în competiția Mireasa. A fost anunțată să își facă bagajele și să se mute în casa celor single până vineri, așa cum a fost înțelegerea. I s-a spus la finalul emisiunii că are o șansă să fie și ea să plece din casa Mireasa la următoarele eliminări de fete, sau cel puțin asta a dat de înțeles doamna Simona. Dar până atunci, din păcate pentru ea, va rămâne singură în competiție, lucru pe care cu siguranță nu și l-a dorit și cu toate acestea, după toate demersurile făcute săptămâna trecută ca să rămână împreună în continuare în casa Mireasa, uite că drumurile lor, cel puțin în competiția Mireasa, se separă aici.